Păi, Andrei, tu ai o inocență pe care să nu ți-o pierzi toată viața ta. Inocența asta este senzațională, este mai presus de concurs, mai presus de ce spun eu sau ei. Păstrează-ți inocența asta și starea asta de bine. Am înțeles. Delia, ce zici? Ce să spun? Spun că nu mă așteptam să se întâmple așa ceva în momentul în care l-am... Nu m-am așteptat să se ajungă aici, să iasă din el sunetele astea, să se miște așa și să aducă atâta energie bună și să... Nu, omul a adus, a dat tot ce a avut. Ce scuze, dar cred că ai... Eu personal cred că e o voce mai bună decât a lui Ștefan Bănică. Dar asta fără îndoială. Te rog, din suflet. Cum ai făcut-o? Dula? Dule, dule, da? Ai. Am îmbunătățit? Îmbunătățit, asta e. Asta e. Am făcut un disc la un moment dat care se numea Duete. Și acum, dacă aș fi știut, aș fi înregistrat piesa asta cu tine. Da. Mulțumesc. Nu, n-ai tu treabă. Nu, noi n-am avut nicio treabă cu albumul ăsta. Am cer scuze. Nu știi cum arată albumele pe vremea aia. Nu știai. Dar nu-i nimic. Avem că aveam niște albume frumoase cu bunicul și străbunicul. Nu știa. Foarte frumoase. Nu știa, dar dacă știa acum, asta e bine. Mor. Tinere, pentru reproducerea mai bună decât originalul, din partea mea, ai un da. Mulțumesc. Ce fac eu cu tine, Andrei? Unde mă duc eu cu tine? Cum doriți dumneavoastră. Eu mă gândesc serios la ce pot să fac mai departe. Da. Am să te rog să nu te superi, dar răspunsul meu pentru astăzi, este nu. Bine, mulțumesc. Fără nicio legătură cu nimic. N-ai, puteai să cânti orice. Mie mi-ar fi plăcut și dacă cântai un elefant se legăna pe o pânză de păianjen. În stilul ăsta și în felul ăsta era la fel de frumos. Răspunsul meu pentru cine este da, categoric. Mulțumesc. Este ca bunica sa? Dole, dole, do? Este ca bunica sa? Dole, dole, da, dă-ne toată leapa ta. Da, mă, că eu acum am auzit ce a zis. Dă-ne toată leapa ta? Da. Băi, cu Răzvan și Dani până la banii. Păi, ai grijă, ușor. Bravo, felicitări, vine din la X Factor. Du-te pe aici. Revedere. Nu știu de ce Ștefan i-a dat, nu? Eu i-aș fi dat da în locul lui, adică mi s-a părut... Mie mi-a plăcut. Voi când m-ați chemat în proiectul ăsta, m-ați chemat în ideea de... de a face lucrurile astea pe bune. Iar eu îmi asum lucrul ăsta foarte, foarte serios. Cu un om care, din punctul meu de vedere, n-am unde să mă duc mai departe, atunci răspunsul meu este nu. Chiar dacă face show, chiar dacă încălzește publicul, chiar dacă îi mulțumește pe colegii mei sau pe cei de acasă. Să nu intre nimeni că Ștefan va da nu. Stați acolo că o să-și dea nu. Mă rog, intrați că... Luați-mă pe mine la rău acum.